Eu sunt Lidia, sunt elevă în clasa 11 la Colegiul Național Mihai Viteazu și am participat la proiectul vocațional pentru orientare în carieră. Proiectul mi s-a părut chiar foarte interesant, nu așteptam să fie așa de interesant când m-am înscris și așa de complex. Testarea vocațională mi s-a părut captivantă, nu mă așteptam ca testul a avut niște întrebări la care nu mă așteptam, cream că o să fie niște întrebări mult mai simple și au fost unele pe care chiar m-au surprins, nu mă așteptam să fie astfel de întrebări. Și coachingul de carieră mi-a plăcut, mi-a plăcut cum a vorbit domnul consilier. Internship-ul în sine a fost la X Architecture, pe Calea Floreasca, în clădirile de la One United Properties. Internship-ul în sine a durat 5 zile, de luni până vineri, și în primele 4, câte un angajat de la X Architecture ne-a prezentat diferite proiecte și detalii din procesul de proiectare al clădirilor, de pildă de la fațade, la partea legislativă, la instalații. Și vineri am avut ocazia să mergem într-un șantier, ceea ce mi s-a părut foarte tare. Și am văzut aproape fiecare detaliu care ne-a fost prezentat zilele precedente. Și așa, în mare, chiar mi-a plăcut foarte tare tot proiectul și întâlnirile pe Zoom și mai ales internship-ul la arhitectură. Și chiar cred că arhitectura a devenit cam planul A pentru cariera mea și mă bucur că am participat la acest proiect vocațional.